Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, ne bucurăm că sunteți cu noi la Radio Vocea Evangheliei București. Vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți cu noi, ne urmăriți. Astăzi am pregătit o ediție specială. De ceva vreme încoace am mai tot prezentat cărți, noi apariții, însă, și în ediția de astăzi ne-am propus să vorbim despre un autor, despre o carte specială care a fost lansată anul trecut, în toamnă, undeva în toamnă, în Timișoara. Cu o mărturie, cu o poveste de viață incredibilă, o poveste în care se vede, se întrevede mâna lui Dumnezeu. Și ca să nu mai vă țin în suspans, ne bucurăm că alături de noi, în studio, aici la studioul Prodocens cu care colaborăm, se află Costel Pârnău, autorul cărții Limita este cerul. Bun venit în emisiunea noastră! Bun găsit, Daniel, mulțumesc pentru invitație și totodată salut pe dragii tăi ascultători. Ne bucurăm că ești cu noi de ceva timp tot. Planificăm interviul acesta și materialul acesta. Iată că te-am prins în București, din nou aici, vii destul de des și. slavă Domnului! Dar, cum spune înțeleptul Solomon, toate lucrurile își iau sau își așteaptă vremea lor și sunt mult mai frumoase, mai interesante și mai importante când le vine vreme, ajunge la maturitate. Este una să iei un măr necopt, crud, și alte să ai un pic de răbdare, să îl culegi la maturitate, să-i simți gustul și aroma. Așa este. Acum, pentru publicul din online, ești cunoscut, mărturia ta este vizualizată, are un număr foarte mare de vizualizări și în mai multe ocazii, în mai multe locuri, au fost create astfel de materiale. Ne-am dorit tare mult să te avem și la Radio Vocea Evangheliei București și cu atât mai mult cu cât lansarea ultimei tale cărți a stârnit așa ecouri pozitive și frumoase și o să citez o frază din ultima ta carte după trei decenii de la un accident care i-a amputat ambele picioare și o mână. Costel Pârnău își scrie propria viață cu puterea unui om care a trecut prin labirintul descumpănirilor. Costel Până a găsit echilibrul perfect grație incontestabilei sale vocații de a lupta cu imposibilul, și de aici probabil și titlul frumos al cărții uh, despre victoria asupra imposibilului: Limita este cerul. Dar înainte de a vorbi un pic despre carte, pentru ascultători, telespectatorii noștri, te-aș ruga să ne spui așa câteva cuvinte despre tine despre uh, trecutul tău uh, atât cât se poate menționa, repet, mărturia ta este destul de cunoscută în țara noastră, însă cumva să legăm uh, proiectul acesta al tău descrierea cărții legat de uh, modul în care Dumnezeu uh, a fost alături de tine în cercările acestea și cum ai văzut mâna lui Dumnezeu care te-a ridicat și te-a făcut victorios? În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că trăiesc și este lucrul cel mai important. Efectiv, trăiesc, nu supraviețuiesc. Și cel mai minunat și mai frumos dar pe care Dumnezeu ne l-a dat este darul vieții, vieții fizice. Costel Părnău mă numesc, locuiesc în Timișoara, împreună cu Cristina, soția mea, cu cei doi băieți, David și Alexandru. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc și să la fel pe, pe toți părinții care se străduiesc să-și educe și să-și formeze copii. Am trecut prin multe... Și grele situații. Da, dar exact cum spune în Psalm, psalmul 68, da, zice când străbat aceștia da. Valea Umbrei Morții, da? Orice deal, orice munte, orice Kilimanjaro, apropo, în 2019 chiar am escaladat 5 ore pas cu pas, Maciu Piciu, da, am știu ce înseamnă fizic, deși n-am picioare, dar totuși l-am escaladat, da? Super, slavă Domnului! Când străbat aceștia revin, da, orice munte, orice deal sunt transformate în șes, înverzit frumos, când străbat aceștia, da, valea umbrei morți. Dar o străbatem, nu rămânem acolo, ancorați, amorțiți, paralizați de frică. Dar am ajuns până aici, cu răni, și fizice, și emoționale, aș putea să spun. Repre sunt cicatrici, dar ele până la urmă reprezintă semnul victoriei, că suferința s-a transformat în, în, în biruință. În rest mă consider un păcătos iertat, Toți suntem păcătoși înaintea Domnului. Da, mă recunosc în fiecare zi nevrednicia înaintea Lui și rog pe Dumnezeu în fiecare dimineață nu să-mi dea resurse financiare, nu să-mi dea o casă mai bună, deși locuiesc la etajul 2, dar într-o casă naționalizată, Și îmi doresc să mă ajute în continuare să dobândesc un desăvârșit control emoțional, Reglaj emoțional, inteligență emoțională, o stăpânire de sine, să ascult mai întâi, să nu mai contraatac, să nu mai uh, impulsul acela interior, să-i spun, uh, am dreptate să mă peste cel din, din fața mea. Au fost niște tentipare cu care am rămas din casa, din, trecut. De, de la, din familie în care am crescut până la șase ani și apoi că abandonat la casa de copii sistemul neuronal intră -o, da, intr o stare de hipervigilență. Ori te se, ori rămâi într-o stare de hipervigilență, secreția de cortizol e foarte puternică și abundentă și atunci încerci să simți pericolul și cum îl simți, ai și atacat. Am nu. Pot avea tot aurul din lume. Dacă n-am aceste lucruri, am pierdut totul. După cum spune în, în Cartea Proverbelor, minunatul citat zice că cel care se cucerește pe sine este mai puternic decât cel care cucerește cetății. Aseară mă aflam într-un mijloc de transport, mă îndreptam spre lansarea cărții care a avut loc aseară aici în București, la Biblioteca Națională, în sala Mircea Eliade. A fost sala plină, m-am bucurat tare mult, iar domnul care mă ducea într-acolo m-a întrebat, despre ce părere aveți despre un anume personaj, nu mai este, a trecut în neființă, al României, era el cu gura mare, striga, amenința, se înțelege, da? Și exact acest lucru am spus. Da, era in, inteligent, dar pentru că nu se putea stăpâni, a stricat totul. Ca un elefant care intră într-o într bibliotecă, într-o vitrină. Și aceasta este rugăciunea mea. Și interesul meu înaintea lui Dumnezeu. Ne bucurăm că ți-ai găsit uh, resursele și puterea în Dumnezeu și, de fapt, acolo trebuie să ni le regăsim cu toții. Uh, aș vrea, uh, totuși, uh, uh, având obiectivul acesta să vorbim și despre carte și despre un pic despre trăirile, experiența vieții, uh, cum uh, știu că nu e prima ta carte, e prima ta carte scrisă de tine, înțeleg Pațional. că. Personal, în mod... Îmi place mie să spun cu mânuța mea. <laughs> mai sunt întrebat unde merg să slujesc, în biserici. Ați scris-o dumneavoastră? Da, eu cu mânuța mea. Am stat și am buchisit zile în șir, ore în șir, da, ca să o finalizez în termenul stabilit cu editura. Dar mai aveți o carte care a fost publicată mult înainte cu ajutorul unui editor, cu ajutorul da, da, unui... Da. Uh, 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 cuiva care va a ghidat cumva și v-a ajutat în a vă exprima ideile, însă cea de-a doua carte e un proiect personal, un proiect aparte. Povestiți-ne câteva despre lucruri despre dorința, despre modul în care a prins lumină acest proiect. Eu nu mi-am propus să scriu. Dar, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile, faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte ca să umbli, el le-a pregătit. Dar, la momentul potrivit, a trebuit să fiu atent și să înțeleg chemarea prin Dumnezeu Sfânt, acum este momentul. Ce s-a întâmplat? În urmă cu un an și ceva, realizam o emisiune undeva și mi-amintesc că am a avut o emisiune cu titlul Tratat de pace și subtitlul Înțelegându-te cu adolescentul. Cineva sa din, de la editura carte s-a uitat la titlu și a zis poate e vorba de războiul din Ucraina, ia să mă uit și la un moment dat se uită, uite. uită fascinat, captivat, captivat de emisiune și spune directorului editurii Lucian Pricov urmărește-l pe omul sau pe tânărul acesta. Și acest om, Lucian, m-a urmărit, m-a urmărit. V-a studiat. Da. M-a sunat. Ne-am întâlnit la Timișoara unde locuiesc la o expoziție de carte și zice, uite, cine sunt? V-am studiat. Și eu l-am întrebat, ați avut timp să ascultați atâtea interviuri, mărturii, interviuri cu mine? Da, zice. Și acolo ai spus așa, acolo ai spus așa. Zic, e extraordinar. Chiar că a ascultat. Mi-aș mi-aș dori, mi-ar plăcea să scrieți o carte, dar așa cum vorbiți, cultură spiritualizată, construiți bine pe dizabilitatea dumneavoastră, demn, chiar dacă nu aveți o mână și două picioare, chiar dacă familia v-a abandonat, chiar dacă ați crescut la casă de copii, chiar dacă ați stat un timp pe străzile Timișoarei, fără documente, fără flotan, fără buletin de oraș și ați rămas acolo, lângă acel Dumnezeu în care, în care credeți. Aș vrea, nu pentru noi, pentru public. Dar vă dau și un set de întrebări de echitaș. Unde este Dumnezeu atunci Unde a fost Dumnezeu atunci când am căzut sub roțile tramvaiului, spre exemplu? Emoțiile, putem desecretiza mila. Este uh, uh, un act de slăbiciune sau este un act de vin? O altă întrebare, extropiatul. Nici am știu ce este extropiat. Toate facultățile mele m-am dus la dicționar și m-am uitat. A, ah, extropiatul este schilodul. Este uh, uh, cum îi spune, amputatul uh, societății. Dar este o, un concept biblic creștin, m-am uitat la întrebări. Cam grele? Da, și altele, zic, și m-am apucat. Am semnat contractul și în timp ce scriam? Zis dar cine m-a apucat? Ce m-a determinat pe mine să scriu? Am fost așa la început entuziasmat, și după aceea mi s-a părut greu, colosal, un fel de, de, de Everest să-l urc. Sigur, de aici a pornit uh, provocarea lui. Am continuat să merg pe această cale. Am avut și momente când m-am gândit să, să, renunț. să, renunț. La un moment dat m-am simțit obosit, epuizat. N-am mai văzut nimic bun. Citesc din memorie, zic, mare lucru să scriu eu. Da, cine nu mai scrie cărți? Ia, o mărturie acum, vai de mine. Și am împins laptopul departe. Și tot ce mai aveam pe lângă, zic, gata, Doamne, destul până aici în viața, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Am, eram să zic viața în sens figurat, dar poate fi și în sens fizic. Dacă Dumnezeu dorește, apasă pe buton, ce pot eu să-i spun lui Dumnezeu? Da. Și am zis, gata, Doamne, cu regret, sun editura, nu știu, dacă sunt daune, pagube, mi-asum, nu mai, nu, nu mai, nu mai, văd nimic bun, nu mai pot. După ce am terminat de gândit, să-mi fixez decizia, mă sună. Poți să-i numele? O, un om al lui Dumnezeu, Cristina Timariu, am, mi-a -am moderat ultimele emisiuni unde am fost, m-a întrebat ce fac și am spus ce fac. Mi-a spus câteva cuvinte în care efectiv am simțit cum cuvântul a luat ființă și s-a făcut trup. M-am apucat din nou să scriu. Te-am încurajat? Da, am și de atunci am spus, niciodată n-am să uit cum acele cuvinte ale ei au luat ființă în mintea mea și m-au determinat să iau armele înapoi și să încep să scriu. Și am scris. Și am dat după aceea manuscrisul la editură. Așteptam cu înfrigurare acum, a, să citească. fie respins. Aici tăiem, aici nu rămâne textul biblic, referința biblică. Zis, ce cei cu neoprotestantul ăsta pe aici? Ce să caută atâta text biblic aici? M-am așteptat. Da, trebuie să menționăm că nu e o editură creștină, și rigorile <laughs> sunt mai mari acolo. Da, vezi acolo și referința biblică și citatul. Că eu am aplicat așa o strategie. Mi s-a părut mie că în ultimele cărți așa pe care le-am mai citit eu creștine doar îți arată trimiterea. Dar nu mai pune și citatul. Bun, poate omul acela nu are Biblia, nu are noțiuni biblice. Sau nu se uită la finalul nu se uită, cărții. Da, nu, se află, nu știu, într-un mijloc de transport. Dar vrei, nu vrei, mai am textul, îl citesc. Obligă literatură, să-l citesc. Pac, și e inserat textul biblic. Bun, mă sună după aceea de la editură și îmi spune, e, extraordinar, fabulos, dar de unde ai noțiuni teologice, de omiletică? I-am explicat eu de pe unde le am. Ce minunat! Așa rămâne 80-90% textul, nici nu mai avem ce să schimbăm. Am zis, Frumos. Ce vrei, vrei, vrei să spun ce mi-a spus un mare critic literar din București, om de televiziune și. Nu, 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 nu vreau să știu. Zi de bine sau de rău măcar? Nu, 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 ce gândești, Costel? Și atunci mi-a spus, de unde a apărut tânărul acesta care scrie atât de frumos? Un dar de la Domnul. Și aici cred că da, putem să-i dăm slavă Domnului că ți-a dat așa puterea de a renaște și de a găsi acea resursă și energie să poți să-L pe El, că până la urmă mesajul tău e unul de speranță, unul de, de victorie, de biruință, în care uh, tu practic ai prins mâna sau Dumnezeu te-a prins și te-a te ridicat și te-a renăscut, aș putea zice așa cum e vorba aceea din popor, din cenușă, din, da. din nimic. De fapt, noi suntem tină înaintea Domnului, suntem... Uh, uh, Nimic, dar el este cel care dă valoare și importanță vieților noastre. Și iată că uh, proiectul acesta, cu pași mici, a ajuns la o finalitate, a ajuns să fie lansat. Ce am vrut să spun cu introducerea aceasta? Că nu m-am simțit încrezător și infatuat. A fost o, o chemare clară, dar i-am făcut-o cu pași timizi. Doamne, e bine ce fac, sunt pe drumul cel bun, da? Și iată că atunci când noi nu mai putem, când nu mai avem resurse sau ne vine să ne renunțăm și chiar renunțăm, intervine maestosul, minunatul Dumnezeu prin diverse căi care să ne ajute să ne motiveze să ne, să ducem până la capăt misiunea. Să nu ne fie teamă de descurajare. Să nu ne fie teamă de teamă. Și să ne fie teamă că rămânem acolo. Pentru că dacă nu mai progresăm, ne oprim, noi involuăm pentru că psihicul uman este dinamic de aceea avem nevoie de această putere a lui Dumnezeu măcar în momentele cele mai grele și mai dificile ale vieții dacă până atunci ne descurcăm cu resursele pe care le avem și ajungem într-o pustie așa după cum a ajuns Silie și nu vedea decât moartea și Dumnezeu a spus nu ce problemă eu nu te ascult, eu mai am încă de lucru cu tine o să-ți dau ce ai nevoie hrană, apă, odihnă de două, de două ori și după aceea, e de la capăt, împreună cu mine. Și minunat! Îl întoarce Dumnezeu înapoi de unde a căzut. Da? Dar cu alte resurse. Voiam doar să fac o completare cu. Rup. Da, cartea și tot ceea ce spun. Uh, merg pe motivare, pe încurajare. Asta a fost și atitudinea și viața lui Iisus Hristos. Pentru că ori suntem cât mai criticați, blamați, judecați. că n-am făcut bine, judecați, etichetați, ni se cere mai mult, mai repede. Dar cuvinte de încurajare, cuvinte de toleranță sunt extrem de rare și din ce în ce mai rare. Mă vin în minte, așa, rapid, câteva exemple. Uh, Iisus le spune, lăsați-o Pentru ce îi face supărare? m numai șocați, ei credeau că Iisus o să-i aprecieze Și Iisus spune, nu uh, Dom'le, dar nu e de al nostru Iisus spune, și el este un fiu al lui Avram Poftim? Da Prea multă critică în lumea asta Și judecare și condamnare și Lipsă de răbdare și de empatie Și de iubire și de iertare Lipsă, da? Aproape că am ajuns într-o patologie În schimb, cuvintele care eliberatoare de înțelegere, de iubire, de toleranță. Lasă că rezolvăm, lasă că o să fie bine, te ajut ca să fie bine. Pe lângă o vorbă, mă și implic. Da? Tot mai rare, din păcate. Și atunci, de ce să vorbesc mai despre critică? De ce tot să critic și să condamn? Noi am avut parte până la 20 de ani numai de asemenea băte și ce merge. Și la propriu și la figurat. În familie nu a fost ușor, la casa de copii, în anii 80, bătaia era mai cruntă și mai multă decât mâncarea. Pedepsele, doar pentru că existai, erau amare. Mi-am amintesc în carte când am redat ziua abandonului, după ce am scris acel capitolaș, cartea curge, e dinamică. Spunea un intelectual, la seara 10, am citit cartea, te duce într-un loc, te lasă, te, și nici nu știu de unde să-l apuci pe costa. <laughs> Descriam ziua abandonului. M-am simțit M-am -am observat că plâng, m-am simțit epuizat. Am accesat o zonă pe care nu o accesase niciodată până atunci. Nu am avut curaj să mă ating de ea. Chiar dacă am o anumită vârstă, psihicul meu inconștient s-a întors în timp, imediat, în, în ziua aceea. Au retrăit niște amintiri. Deci a, a fost și un fel de eliberare, de să spun așa, psihoterapie cu mine. M-am rugat lui Dumnezeu să completeze după aceea resursa epuizată îmi ce am lăsat totuși, m-am dus și m-am odihnit. Lacrimi, cu o stare emoțională răbășită, da? dar cumva a avut loc și eliberarea. Un titlu frumos, Limita este cerul. Cum L-ai ales și chiar vorbeai: Uite, noi oamenii punem limite, punem garduri, punem etichete, însă Dumnezeu nu are limite, el rămâne infinit și Dumnezeu nu judecă, așa cu lentilele noastre, rămâne acela care e deasupra tuturor și ne uimește, așa cum spuneai. Noi avem anumite prejudecăți când ne raportăm la anumite situații, la oameni, la relații. Dumnezeu e cel care cunoaște inima, gândurile, mintea omului, ne cunoaște pe de a și uh, El se raportează la noi cu dragoste, cu acceptare. Uh, suntem creația lui. Uh, cum uh, te-ai inspirat uh, punând acest titlu? un titlu extraordinar <laughs> și cred că, da, arată înspre ideea asta. Care ziceai tu, motivațională, arată înspre victoria care este, imposibil, este posibilă, chiar și atunci când unii zic imposibil. Am să spun două lucruri. Eu inițial am cerut, nu cerul este limitat, ci mintea umană. Dar mi-au spus cei de la editură și alții, nu se începe un titlu de carte negație cu nu. Dar, de fapt. Nu este o limită din punct de vedere, uh, 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 cum să spun eu, uh, fizic. Uh, până la cer putem să facem împreună cu Dumnezeu tot ce ne place, tot ce este bun pentru noi, tot ce este curat, tot ce este frumos. Uh, mai departe, în sfera cealaltă, este Dumnezeu. De acolo Dumnezeu coboară, se unește în, în jos cu omul. Dar aici, pe Pământ, a spus le-a spus celor doi, protopărinților noștri, Adam, lui Adam și lui Eva, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, vi este înaintea voastră. Fiți deschiși, gândiți, trăiți în loc larg, nu vă adunați, vă creșteți. Da, mulțumesc. Apoi despre victoria, despre victoria asupra imposibilului ta. Și în scriptură sunt multe aspecte, dar mă voi referi la unul singur tragic, atunci când Samaria a fost împresurată, Ben hada stătea, mânca, chefuia și bea și trimitea mini țări în cetate, se ajunsese la niște acte de canibalism deja, spunea una dintre femei, astăzi dăm pe fiul tău să mâncăm, că mâine ți-l da pe, pe al meu. O foame extremă. Extra, da, cetatea fiind asediată. Iar cei trei leproși stăteau în zona neutră. Înăuntru nu puteau să intre, că nu aveau voie, dacă mergeau în față, i-ar fi ucis tabăra adversă. Și la un moment dat îi spun, știi ce? Hai să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne lasă cu viață, ne lasă, dacă nu, nu. Dar înainte să ajungă acolo, ce spune slujitorul pe a cărui umăr se, se sprijinea împăratul? Când prorocul a spus, mâine, la, pe vremea aceasta, da, va, fi, va fi abundență de, de hrană, va fi orz, va fi grâu, va fi mâncare. N-a crezut. Și el zice, nici dacă s-ar face gaură în cer. Şi era imposibil să mai scap de acolo. Efectiv, imposibil. Da? Și o femeie strigă la împărat. Şi el zice, cu ce să te ajute o femeie? N-am, cu ce? El era leșinat, slăbit de foame, se sprijinea de slujitorul lui, da, împăratul. Nici în casa împărătească mai exista mâncare. Și iată că nici în 24 de ore, acel imposibil a fost transformat într-o mare binecuvântare. Slavă da? domnule. Sunt șanse, enorme. Sunt capacități, este putere în Dumnezeu să, să transforme un imposibil în posibil. Glorie lui. Văd, văd, văd în viața mea, nu mă duc mai departe. Da. Repet, din tot ce am spus până acum, nici n-am intrat în amănunte. În ce familie m-am născut, cum au acceptat șase ani, apoi s-au dezis de mine, s-au descotorosit la casă de copii. Am plecat de acolo, am ajuns în Timișoara, stai că n-ai flotant, stai că n-ai buletin de oraș, nu putem să-ți dăm nicio locuință. Și atunci am dormit prin părăsel, pe stradă, pe unde am apucat, dar la biserică mergeam. Asta a fost pentru mine uimirea sufletului. Mergeam la biserică, mergeam la închinare și niciodată m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea o casă, o familie. De ce? Nu știu. N-am stat să mă gândesc să aflu răspuns nici până în ziua de astăzi. Deci, în momentul când intram acolo, uitam de nevoile mele. Mă conectam cu închinare, cu slujirea. Plecam de acolo parcă mi-era suficient prin văgăunile și prin casele părăsite în care dormeam până să mă întâlnesc data viitoare cu, 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 Dumnezeu prin tot ceea ce se desfășura în, în biserică. Uh, și cu toate acestea, totul părea imposibil, imposibil. Poartă după poartă mi se închidea. Deși eram copil, eram adolescent. Îmi păcătuiam, nu aveam vicii, mi-era rușine social, mergeam mai cu privirea în pământ. Am rămas cu opt clase cu semi-analfabetism funcțional la casa de copii, nu, sunt te dezvolți. ai nici spațiul, nici fizic, nici emoțional să te dezvolți. Acolo ni se interzicea și să plângem. Plângi? A, nu, 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 nu. Drept, toată lumea în față. Și când se scotea pe unul dintre colegi în față, unul dintre profesori, și acel coleg trebuia să se bată cu toți colegii, cât rezista el să stea în picioare. Și cel care îl dobora, îi lua locul, el era tras în bancă și se băteau ceilalți cu ei. Aste te bați cu proprii tăi colegi. Ca așa era cerința, da. Și uite că lucrurile păreau imposibile. Spuneam, Doamne, mă rugam în timpul, uh, mie când îmi vine rândul, ce fac? Cum fac? Și uite că posibilul devine, imposibilul devine posibil în locul Dumnezeu. Atunci când limita umană își uh, arată incapacitatea. Da, Dumnezeu și-a arătat slava și puterea în dreptul tău și a multor altora. Și-a te ajutat să-ți completezi studiile, să poți să studiezi și a facultate, să evoluezi, să te. Uh, și despre toate astea cred că o să vorbim și în partea a doua uh, pentru a cumva lega firul povește din carte, oricum îi încurajăm pe ascultătorii noștri să caute cartea, o găsesc în librării, se poate achiziționa, are o poveste frumoasă, fascinantă și merită lecturată, dar așa câteva crâmpeie o să mai povestim și noi aici în emisiunea noastră. Vezi tu, de Daniel, eu pur și simplu mi-am dorit să trăiesc. Și să trăiesc normal și să-mi sătesc cu ajutorul Dumnezeu mintea să se comportă normal, nu conform cu, nevo cu dizabilitatea mea. Ceea ce trăiesc eu astăzi să fie doar o încurajare pentru ceilalți, o motivare, este bucuria cu care mă întorc acasă. Nu mi-am propus să ajung până aici sau pe aici, doar repet, mi-am dorit să trăiesc normal și îmi doresc mai departe să trăiesc normal. A noastră să fie bucuria pentru că trăim și mântuirea era lui Dumnezeu să fie gloria și slava. Amin. Să nu-i luăm lui Dumnezeu tot ceea ce lui aparține, numai ce ne aparține nouă prin el. Atât. Să nu îndrăznim, să întindem și noi mâna la fructul acela oprit, crezând că vom fi mai tari ca Adam. Doamne, atât mi-ai dat, atât mi-ai încredințat, aici mai ai pus pe acest pământ. Și chiar dacă ajung acasă, oriunde sunt cazat, și o jumătate de trup mi-l decuplez, îl dau jos de pe mine și îl pun într-un colț. Da? Și aceste picioare moarte stau într-un colț acolo, nemișcate, rigide. Și eu mă târâi pe jos. Sar pe scaun, sar pe masă, mă târâi ca o focuri, ca o maimuță, egal. Da? Mai sunt momente amuzante pe unde mai sunt cazat pe la frați, în timp ce slujesc, mai au așa câte un copilaș năzdrăvan, se așează în, în șezut și se împinge. Cum Eu merg ca fratele Costele, mă împing ca fratele Costel, iar părinții leșină de rușine le spun, nu e nicio problemă. Și al meu, Alexandru cel Mic, așa mă imita și pe mine. Eu merg ca tata. Ei sunt drăguți, sinceri, simpatici și nu m-am simțit nici cum. Pur și simplu m-am simțit așa trebuie să fie. Copiii au curiozități și acele curiozități trebuie să le fie îndeplinite. Frumos, slavă Domnului! Noi îți mulțumim pentru uh, disponibilitatea de a uh, te lăsa așa vulnerabil să putem pătrunde un pic în povestea ta de dar viață. trebuie să ne lăsăm, că în, în spate și în tot este puterea lui Dumnezeu pe care un, de, uneori o percepem, alteori nu. Avem impresia că nu, dar e acolo. Și el trebuie dezvăluit și descoperit în toate aceste lucruri. Nu neapărat noi sau eu. Că Până la urmă, ce pot să fac eu cu mâna? Ce a putut să facă societatea cu mine după accident? Nimeni, nimic nu m-a putut ajuta cu nimic, toți zădeau din nume, instituțiile, prietenii, societă... dar nu erau societăți 93, nici de-abia Crucea Roșie, care mi-au oferit un cărcior fără roți, să zic așa, fără cauciucuri. Da? Nu erau ostensile, dispozitive medicale. Păi, eram cu borcanul de 800 de grame lângă mine și cu lichianul de aluminiu. Astea erau condițiile. Și atunci, cum adică eu? E Dumnezeu în spatea tot pentru că eu am văzut limita și a mea umană și a celorlalți. Stimați ascultători, aceasta a fost prima parte a ediției noastre în care ne-am bucurat de povestea de viață a lui Costel Pârnău. Care a publicat o carte nouă, Limita este cerul. Ne propunem ca să continuăm un pic discuția și în ediția următoare vom discuta despre povestea de viață, despre încercările vieții, despre Dumnezeul Atotputernic, care l-a ridicat, care i-a dat puterea de a spera din nou și de a uh, fi folositor societății, Bisericii, lui Dumnezeu. Vă încurajăm să ne urmăriți în continuare. Sunt Daniel Alexandrescu și vă dau o întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați!